Dăm slavă prea milostivului Dumnezeu că am reușit să săvârșim în fiecare zi Dumnezească liturgie, în această săptămână luminată, iar acum îl avem alături pe Sfântul Apostol Toma, numit Geamănul, unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului, care era cuprins de un neastâmpăr al inimii, de un entuziasm al inimii, fiindcă Așa cum știm din Dumnezeștile Evangheliei, înainte de Sfintele Pătimiri și de răstignire, Mântuitorul Iisus Hristos se pregătea să meargă în Betania pentru a-L învia pe prietenul său, Lazar. Și Toma, neștiind ce avea să facă Domnul, a spus celorlalți ucenici, mergem ca să murim și noi împreună cu el. Însă a spus un mare adevăr, fiindcă, așa cum ne încredințează Domnul și Sfinții Săi Apostoli, trebuie ca să murim împreună cu Domnul, ca să și înviem împreună cu El. Cum avea să spună neîncetat Sfântul Apostol Pavel, M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Totodată. Toma l-a întrerupt pe Domnul în cuvântarea de despărțire de la cina de taină, când a verbalizat de altfel ceea ce gândeau toți ucenicii, întrebându-l pe Hristos, Doamne, nu știm unde mergi, cum putem ști calea? Deci Apostolul Tom avea această îndrăzneală pe care o avea de altfel și Sfântul Apostol Petru de a-L întreba pe Domnul și de a lămuri cele nelămurite. Iată că s-a oferit un prilej cu totul deosebit după ce Mântuitorul Iisus Hristos, cel răstignit, a înviat, în prima zi a săptămânii, în Duminica Învierii, el s-a arătat ucenicilor în foișor, intrând prin ușile încuiate, așa cum intre de atunci mereu prin ușile încuiate ale istoriei. I-a întâmpinat pe ucenici binecuvântându-i, spunându-le pace vouă și suflând asupra lor, le-a împărtășit harul preasfântului Duh dorindu le puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor. Însă Toma nu era de față. Și nereușind să-l vadă pe Domnul, Sfântul Apostol Toma, ratând întâlnirea cu Domnul și aflând de la ucenici că Domnul li s-a arătat, Apostolul Toma a fost covârșit de necazul și durerea de a nu-L fi întâlnit pe Hristos alături de ceilalți ucenici. E adevărat că ratăm de fiecare dată întâlnirea cu Domnul atunci când nu suntem în foișorul cinei cele de taină, alături de frații noștri într-o credință, însă cred că toate sunt îngăduite de Domnul, fiindcă, iată, după o săptămână, Hristos iarăși s-a arătat ucenicilor, intrând prin ușile încuiate, iar de această dată, Toma se afla împreună cu ceilalți ucenici. Iar Hristos după ce i-a binecuvântat spunându-le pace vouă, a mers direct la Toma, fiindcă Domnul cunoștea îndoiala lui și de altfel îndoiala altora care ar fi dorit să îl atingă și să se convingă prin propriile sa lor simțuri că este Hristos cel răstinit și înviat. Toma avea să zică ucenicilor după ce aceștia i-au spus că l-au văzut pe Hristos, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Adică Toma nu s-a mulțumit, nu s-a consolat cu mărturia indirectă, chiar dacă aceasta venea de la ucenicii Domnului și de la frații săi. Nu. A dorit să se regăsească cu Hristos direct, pe viu, cum am spune, integral. Și Domnul i-a oferit această mare bucurie de al întâlni personal, spunându-i, Toma, adu degetul tău în coace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a adresat această dulce mustrare, această dulce dojană. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, fiindcă pentru că mai văzut ai crezut, însă fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Oare nu suntem și noi deseori niște toma rătăcitori în propriile noastre vieți? Oare putem noi să îl condamnăm pe Toma pentru îndoiala sa în săptămâna în care dorea cu ardoare să-L întâlnească pe Hristos? Oare, dacă ceilalți ucenici ar fi fost în locul lui, nu ar fi reacționat la fel? Oare dacă noi înșine am fi fost în locul lui Toma, ne-am fi mulțumit cu ceea ce am fi auzit de la cei din jur, mai cu seamă că era vorba de învierea Domnului, de această mare bucurie, de această nesperată și neașteptată bucurie care venea după drama Răstignerii. Cu siguranță că nu ne-am fi mulțumit. Am fi dorit să-l întâlnim direct pe Hristos, să-l întâlnim în chip de plin pe Hristos, așa cum ne dorim și acum, în această criză pandemică. Câtă nevoie avem de Hristos Eucharistic acum? Câtă nevoie avem de Sfintele Taine? Nu ne mulțumim doar să privim slujbele pe internet. Nu ne mulțumim doar cu un Hristos virtual, ci ne dorim să ne regăsim asemenea Sfântului Apostol Toma cu Hristos și să ne convingem cu propriile noastre simțuri că El este lângă noi și noi suntem lângă El și să exclamăm așa cum a exclamat și Toma cu mare bucurie, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu vă descurajați, prea iubiții mei, fiindcă iată se apropie vremea să ne adunăm iarăși în foișorul cinei celei de taină și să fim în comuniune de plină cu Hristos bucuria noastră. Însă, să îl rugăm pe Sfântul Apostol Toma să ne călăuzească și să ne ajute și să ne dăm toată silința să fim încăpăținați asemenea lui Toma, să fim determinați asemenea lui Toma și să îl dorim pe Hristos, să dorim să îl atingem pe Hristos așa cum a dorit și Apostolul Toma, fără a ne mulțumi cu răspunsurile convenționale care vin de la cei din jur. Însă, de plin, îl întâlnim pe Hristos numai în liturgia bisericii, în casa Domnului. După cum știm, Mântuitorul Hristos a îngăduit absența lui Toma din foișor atunci când s-a arătat prima oară ucenicilor, tocmai pentru a dovedi ulterior că el a înviat cu trupul său cel răstignit. A arătat lui Toma și ucenicilor semnele cuielor și coasta lui străpunsă. Așa cum Domnul l-a îngăduit ca apostolul Toma să lipsească și de la prohodirea prea născătoare de Dumnezeu, să ajungă mai târziu și să fie deschis mormântul în care a fost așezat prea trup al născătoarei de Dumnezeu. Și atunci s-a constatat că, asemenea mormântului Mântuitorului și mormântul Maicii, domnule Eragol, fiindcă Maica Domnului a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a îndumnezeirii și nu se putea ca trupul preacurat, din care s-a întrupat însuși făcătorul la toate să fie cuprins de stricăciune. Ea fiind cea din tâi făptură care a ajuns la dumnezeire, vestind astfel în vieria cea de opștea noastră, cu trupurile în ziua cea de apoi. Sfântul Apostol Toma l-a propovăduit pe Hristos până în îndepărtata Indie. Acolo, ajungând printre băștinași și aflând că una dintre căpetenile locale căuta un arhitect să ridice un palat, Sfântul Apostol Toma a primit banii de la acest rege local și i-a oferit săracilor, și i-a luminat pe băștinași cu lumina adevărului. Iar cei botezați de Sfântul Apostol Toma chiar purtau numele Sfântului Apostol Toma fiind numiți tomiți după vreme. Venind regele să-și vadă palatul, nu a găsit nimic și Toma a fost pus în lanțuri și condamnat la moarte. Însă fratele regelui a trecut năprasnic din această viață și ajungând în ceruri, acolo a văzut un palat prea frumos rălucitor și îngerii care îi purtau sufletul i-a spus, nu este al tău, ci este al fratelui tău, ridicat de Toma Apostolul. Și în chip minunat s-a întors pe pământ, a înviat, doar pentru o clipă, pentru a-i cere îngăduința fratelui său să locuiască în acel palat din ceruri, ridicat prin rugăciunea și milosteniile Sfântului Apostol Toma. Desigur că în urma acestei minunii și regele care îl condamnase pe apostolul Toma s-a convertit la creștinism și acele locuri au rămas creștine în îndepărtata Indie prin lucrarea de apostolat al Sfântului Apostol Toma. De aceea îl rugăm pe Sfântul Apostol Toma să ne facă și nouă casă în ceruri.